Am zis să nu miște nimeni. Păi am amortit. Dacă ești pe câmpul de luptă, în fața dușmanului, nu ai voie să obosești. Fisirule, e greu. Măcar să mai schimbăm piciorul. Veți schimba piciorul numai când vă dau eu voie. Dar sunt de jumătate de ceas ca cocostârcii. Ca berzele. Da, cocostârcii stau într-un picior. Și berzele stau într-un picior. Terminați cu cocostârcii și berzele, netoților. Stați așa, într-un picior, până vă spun eu. Și cât timp trebuie să mai stăm așa? Încă un ceas. Vidirule, dacă vrei, poți să ne tai capul, dar eu într-un picior nu mai stau. E, ne tai capul? Crezi că n-am curaj să vă tai capetele? Pentru ce? Că nu stăm într-un picior? Nu cred. Ba, eu cred. Că-i dus cu capul. Doar ne amenință să fim ascultători. Dar n-are curaj să ne tai capul. Eu pariez cu capul că nu ne tai capul. Dar n-am zis cu capul meu. Dar cu al cui pariez tu? Cu ale tău. Păi de ce cu al meu? Că eu stau într-un picior. Gata, estul. Lăsați picioarele jos. Așezați-vă pe burtă și veți face flotări. Alea ce mai sunt? Păi de asta facem până la toamnă. Păi gata? Mai e până la toamnă. A, păi ziceam așa, una pe zi. Nu, câte 100 pe zi. Ce? 100 de flotări într-o singură zi? E nevoie de antrenament greu ca să deveniți ieniceri. Dar noi suntem doar niște copii. Hai câte 2. Hai 3 pe zi. În zori, la prânz și la sfințit. Și asta așa că ne cunoaștem și ne simpatizăm, vizirule. Că pentru altcineva n-am prea face efortul ăsta, vizirule. Da, noi așa din țara românească ne mai uităm și la fața omului. Văd că nu prea pari mulțumit, vizirule. Da, parcă am palid așa la față. Netoților, copiii bulgari și altor țări care plătesc tribut se află deja pe câmpul de luptă. Și sunt bine cu toții? Parte din ei sunt în viață, da. Și cealaltă parte? Păi, vedeți, noi am vrea să mai trăim nițel. Ah, ce mă fac eu cu ăștia din țara românească! Acestea sunt arme, notarea armatelor, Mărețului Imperiu Otoman. Cu aceste arme am cucerit lumea, iar voi veți învăța să le mânuiți, să luptați cu ele până înfrângeți dușmanul. Știe cineva să le denumească? Asta e o sabie. Ba nu, e un iatagan. Bun, și ce facem cu el? Păi tata folosea ca să-i taie pe turci. Iar mama ca să-i căsăpească pe tătari. Iar frații mei îl foloseau ca să-i jupăie pe cotropitori. Acum cotropitorii veți fi voi. Adică noi să ne cotoprim frații și părinții. Nu, noi nu facem așa ceva. Aceia nu mai sunt frații și părinții voștri. Acum aceia sunt dușmanii noștri, pentru că voi aparțineți Imperiului acum. Dar nu mai bine folosim iataganele astea să jupuim un animal, ceva? Da, un berbecuț și cu sulița asta îl punem la proțap. Și cu țepușele ăștia punem niște cartofi la foc. Și cu toporașul ăsta deschidem un butoiaș de muș, ceva. Fii varfoamea să vă fie de flămânți ce sunteți! Popor de flămânzi ca în țara românească n-am mai pomenit! Păi decât să cotorbim niște țări, nu mai bine cotorbim niște strânchini cu mâncare. Iar cu argul cu săceți vânăm niște porumbei și puși frumos la afumat. Mă, muncă, ce bunătate! Iar cu țepușele astea punem capcane în pădure și prindem mistreți. Iepuri! Și prepelițe cu usturoi. Și iepuri, și iepuri. Da, și cu niște murături totuși. Iepuri cu murături. Mai amară cu iepurii tăi. Hai și iepuri, ești mulțumită? Dar de pești n-a zis nimeni nimica. Mamă, ce bine zic. Și cu sulița asta prindem niște știucă. Și cu arcul cu săgeți dăm la apă mică și prindem crapcean. Gata, nu mai suport. Cedezi! Dacă vă antrenați, vă dau de mâncare până plăsniți, e bine? Da! Așa.
luați armele în mâini. Au, m-am tăiat! Aveți grijă că sunt foarte ascuțite și... Au, și eu m-am tăiat! O să mor! O să mor! Nu, am murit deja! Ah, ce înțeapă asta! Curge sânge! Văd o lumină albă! Nu, îndepărtează-te de lumina albă, nu te duce spre ea! Ah! Mai incompetenți ca voi... N-am văzut în viața mea! Partea bună a lucrurilor e totuși că acum fetele au pe ce exersa să fie doctori. Vizirule, dar noi nu vrem să fim doctorițe. Da, noi vrem să fim tot luptătoare. Voi sunteți fete. Veți fi doctorițe, bucătărese, croitorese, servitoare, nu luptătoare! Dar noi știm să ne batem. Eu am învățat de la frații mei ce înseamnă bătaia adevărată. Da, și eu, când eram acasă, mă băteam pe fiecare zi cu frații mei. Era o plăcere. Și eu, și cel mai frumos era la final, când veneau părinții și ne băteau pe toți. Ah, ce frumos era! Ca o sărbătoare. Da, cele mai frumoase amintiri le-am de la sărbătorile în familie, cele cu bătaie. Și eu, când mătușile mele își băteau unchii. Of, și cum bunica îl pocnea pe bunicu. Ce frumos mai era! Și rămânea la 2-3 ceasuri. Da, ce frumos era! Iar acum mă bateți pe mine la cap. Am zis nu! Băieții vor fi luptători. Era cât de competență arată... Vor veți doar doctorițe. Dar de ce sunt din lemn astea? Chiar, unde sunt armele adevărate? Nu sunteți vrednici încă de arme adevărate. Că vă omorâți ca tonții! Până atunci o să vă întâlneați cu astea, neletale! Cerc în jurul meu! Haideți, haideți! Așa, așa-ți vă încerc. Acum... Voi o să mă atacați, iar eu am să mă apăr. Păi tu ești doar unul, iar noi suntem cinci. Da, nu-i corect, ar trebui să fim unul la unul. Eu sunt ienicer antrenat prin multe războaie, iar voi niște bucoși cu arme de lemn. Vezi că ginele astea nu ne fac bine la moral. Da, ne cam provoci și nu o să mai fim delicat cu tine. Nu, că voi sunteți chiar cretini. Eu sunt cel care încearcă să nu vă rănească. Acum hai să văd de ce sunteți în stare, prăpădiților, și grijă mare să nu vă loviți între voi și cu armele alea de lemn, că la cât de toni sunteți. Atacați! Nu ne atacăm. Da, ai zis că nu suntem în stare să uităm, să luptăm și iacă. Eu cred că ce că nu e supărare și că e mândru de cum am luptat. Serios, Vizirile, nu te agita că nu face bine la sănătatea ta acum. Da, lasă că traducem noi. Deci, bravo copii, mi-a plăcut cum m-ați cotonogit. Mi-a plăcut, mai ales când mi-a scos dinții. Da, și cred că zice și ceva de lovitura aia de am tras-o la final între picioare. A, da, sigur i-a plăcut aia. Aia a fost surpriza luptei. Să vină doctoricele. No. Da, cred că trebuie operație de urgență. Dar noi nu știm să facem asta. E, până la urma urmei, cât de greu poate fi. Și, până la urmă, și vizirul a spus că o să învățăm repede. Da, și dacă tăiem ceva, coasem la loc. Cuțit. De ce țipa atât de tare? Anestezic, te rog.
trebuia să bea toată sticla, nu? Nu, dar acum avem mai mult timp pentru operație. Ah, aici am dat de os, dăm fierăstrăul. Ia. Dăm de altă șciocanul, te rog. Îmi trebuie ceva ascuțit ca să ajung la rinichi. O suliță merge? Cred că un câinic de pescuit ar fi mai bun. Mulțumesc. Petrelor, vă descurcați? Bineînțeles, am învățat cum e medicina asta. Secretul e să punem la loc tot ce scosesem. Da, noi vă așteptăm afară. Pacientul a supraviețuit și operația a fost un succes. Ne-a descurcat minunat. Totul a fost pus la loc exact cum era. Iar am cusut rănile pe care le-ați provocat voi și am pus la loc tot ce scosesem cu tib. Păcat că pacientul n-a văzut și el cât de frumos a ieșit tibul. Aha, păi eu a zice că e de ajuns pe azi, nu? Mă bucur că am supraviețuit operației. Și într-adevăr, voi, fetele, nu mai aveți ce căuta la infirmerie. Așa că pe câmpul de luptă și cu voi. Păi și ne întrâmbesc contra fete? Ce, vă e frică? Nu, de ce să ne fie frică? Pentru că sunteți niște fete. Și ce? Dacă suntem fete, nu putem să lovim și noi? Ba da, dar delicat. Și de ce delicat? De fete ce sunteți? Luați-vă armele! Aliniați-vă! La semnalul meu! Atacați! Așa ceva. Cum ați putut, mâine, toților să mâncați bătaie de la fete? Dar n-am știut că s-a așa de rele vizirule. Și n-am știut că mușcă. Și pe mine m-a mușcat de degete și de urechiușele mele gingașe. Acum ți le-am mușcat de ți le-au făcut clăpăuge. Serios, vizirule, nu le mai lăsa pe câmpul de luptă. Că astea fac grăvagii și ne fac de râs. Mai bine să stea la bucătărie sau orice altceva. Da, orice, numai pe câmpul de luptă să nu le mai aduci. Orice, orice? Orice! Bine, pentru că v-am făcut o surpriză. Să intre doctorițele! Deci, cine era grav și are nevoie de operație? Eu nu mi-am mai trecut! Eu sunt sănătos tun! Ha 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 ha!